Salut, Eugen. Ce ziceai că ai de spus lumii? Salut! În primul și ultimul rând, mă numesc Ciolan Dumitru Eugen, zis Eugen Mondial, așa cum o știe toată lumea. În data de 27, luna aceasta, am decis ca firma mea personală, Start Netoiaj, creată în Marseille, în Franța, să fie cu activitate și pe teritoriul României, inclusiv chiar în București. Să vă explic mai pe scurt cu ce ne ocupăm. Dar o precizare, voi ați decis pe 27 septembrie sau pe 27 octombrie vă mutați? 27 octombrie a fost decis de către Camera de Comerț, deoarece firma Spune, este... dar cu ce se ocupă firma și ce o să facă și aici la București? Da, firma noastră se ocupă cu fabricarea șampoanelor naturale, cât și a săpunurilor naturale. Toate conțin numai din plante, deci avem șampoane care conțin numai natural, numai din plante, nu avem alte substanțe, arome, mă rog, cum sunt celelalte șampoane. Deci sunt eco, vegane. Da. Suntem promovați chiar și de către Uniunea Europeană, am fost promovați pe 15 martie 2022 la Bruxelles. Avem documentul de recunoștință și autorizație europeană. Ați avut vreun grant de la ei sau cum de v-au promovat? Având în vedere că produsele au luat amploare pe teritoriul Europei, să zic așa, noi avem clienții noștri, deci în patru țări, Belgia, Italia, Polonia, cât și Ungaria, momentan. Solicitările au fost deoarece avem produse de bună calitate și prețuri accesibile pentru orice buzunar, pot să spun așa. Momentan, solicitările cele mai mari au fost de către partenerii noștri cu care lucrăm, Auchan, Carrefour City și Lidl. Aceștia sunt partenerii noștri momentan, dintre care Dar urmează până acum să... au distribuit doar în cele patru țări. Acum sperați să aveți contracte cu firmele astea din România și să distribuie produsele voastre și în România, nu? România, da. Transportul va fi suportat de către fabrica noastră în funcție de tonaj. Așa le putem acorda și transportul gratuit momentan pe un contract de 90 de zile. După 90 de zile se va pune o mică taxă de transport, pentru că produsele vin din Franța, vor veni cu camion sigilat, înregistrat prin țările pe unde trece camionul, vor fi înregistrate la duan. Păi dacă o să le vindeți în România, nu-i mai rentabil să le fabricați tot în România, mai ales că aici forța de muncă e mult mai ieftină decât în Franța. Da, momentan fabricarea produselor în România ne ia foarte mult timp. Momentan ne trebuie un timp de 2 ani de zile, chiar poate 3 ani până la fabricarea. Trebuie să construim fabrica în primul și ultimul rând ca să putem să facem așa ceva. Puteți să închiriați un spațiu? Spațiile nu prea avem încredere să închiriem momentan, pentru că noi avem, dacă deschidem această fabrică, nouă ne trebuie pentru activitate permanentă. Deci, cum se lucrează și în Franța, sunt 3 ture. Și în primul și ultimul rând, ca să închiriești și să construiești pe ceva închiriat, nu prea este credibilitate și nu prea este o asigurare 100%. Noi cumpărăm. Nu te întreabă nimeni dacă terenul e al tău sau e închiriat. Important e marfa să fie de calitate. Marfa este foarte de calitate. Avem, am fost primiați chiar și de Bruxelles. Republica Franceză, la fel, ne-a autorizat prin departamentul ANP, se numește, care este un departament de control a toate produselor fabricate, inclusiv
fie alimentație, fie în domeniul meu cum lucrez eu și toate cele. Nu am avut reclamații, nu am avut persoane care să se îmbolnăvească, Doamne ferește, de piele sau, mă rog, alte cazuri, cum a fost săptămâna trecută la Handle Shoulders. Săptămâna trecută la Handle Shoulders am avut niște sesizări foarte dubioase, o persoană care a făcut mătreiață de la șamponul respectiv și am început să le scadă promovarea, în primul și ultimul rând, cât și produsului, cât și fabricii care prestă această activitate. Pentru moment suntem aprobați în sectorul 5 al Bucureștiului. Am luat legătura și cu domnul Popescu Cristian Piedone. Ne cere ajutorul pentru acceptă produsele noastre și au fost controlate și verificate chiar și în România. Domnul Popescu Piedone ne cere pentru spitale, maternități, domenii publice, aceste șampoane și aceste și pentru ajutoare sociale. Deci noi am aprobat astăzi cererea dânsului. În cursul de marți, săptămâna care vine, vor porni cele 4 camioane către București, dintre care o să ne deschidem un market, să zic așa, cu denumirea fabricii noastre. Și o să poată servi lumea chiar și din marketul nostru personal, până când ajungem la acceptarea unui proiect de construcție și locului respectiv unde vom putea fi autorizați. Mă gândesc că ne va autoriza către periferie, deoarece este de zona industrială activitatea noastră. Și nu putem, de exemplu, să ne bagi în mijlocul Bucureștiului, deoarece noi avem prese, avem tot felul și scoate un zgomot de 45%. Deci totul se va face în periferii, cum suntem și în Franța. Ce zgomotul se măsoară în procente, nu în decibeli? În decibeli, bineînțeles, dar în România, având în vedere că nu acceptă să deschizi tu o fabrică în cartiere sau, mă rog, cum este, de exemplu, Carrefourul sau ceva, nu. Astea se fac la periferie, în zonele industriale. Bine, ne-au adus la cunoștință Camera de Comerț. Atenție, unde doriți să faceți construcția ca să nu aveți probleme după aceea să fiți băgați prin tribunale pentru demolare sau, mă rog, altă, să vă schimbe procesul de activitate. Schimbați tehnologia dacă o să fie cumva zgomotoasă, poluantă. Izolați foști, pereții, găsiți variante. Poluantă nu este, că nu avem ce polua, dar asta este pe raportul de zgomot și cu cine lucrăm noi cu aer Biton, așa se numește firma care ne-a construit nouă fabrica, aceeași firmă o să vină la fel cei din Polonia să înceapă proiectul acesta, dar acest proiect va dura circa de 2 ani. Și românii nu construiesc bine, aduceți constructori polonezi? Nu, cu ei suntem parteneri. Cu ei suntem parteneri, cu ei avem contracte, avem reduceri, știți cum este. Să nu vă iasă mai scump cu meșteri de afară. Nu ne-a ieșit. De exemplu, pentru Franța, 3 milioane de euro a durat 3 milioane de euro construcția acestei fabrici. Deci. Ok, deci cum se numește fabrica și cum se va numi magazinul? Fabrica se numește Start Netoiaj Sisco France și magazinul se va numi la fel Start Netoiaj Sisco France. Dar nu e cam lung? Numele n-ar trebui ceva mai scurt inventat? Nu mai putem modifica nimic deja. Suntem băgați în sisteme de atâta timp, nu mai putem să modificăm denumirea, dar deocamdată rămânem așa. Ne amintesc că sectorul 5 încă de până la Piedone avea un slogan, ceva cu curat, frumos, curat, murdar, cum ar veni. Inventați și voi un slogan scurt, eventual românește. O să ne gândim să facem și treaba asta pentru... O să facem, domnule. Bine, Eugen, cum s-au terminat aventurile tale? Că ai avut probleme cu un
concetățean care la început te amenința, după aceea a încercat să te atace și l-a prins poliția franceză. A început proces acolo? Problema este că dosarul și procesul acesta s-a și încheiat, în primul și ultimul rând. Persoana care m-a amenințat pe mine și care a fost problemele, mă rog, ceea ce v-am arătat și înainte, a fost arestat. Deci dosarul este încheiat. Păi arestat atunci, pe loc, prins în flagrant cu pistoale și cu amenințări și după aceea a încheiat dosarul prin condamnare. Are o sentință, da, de închisoare. Ani, 7 ani și 6 luni. Asta și n-a contestat, n-a mers la altă instanță, prima instanță a rămas cu 7 ani și el e la răcoare. Da. Deoarece dacă nu mai aveți... frumos, o să iasă mai devreme. Dacă nu, 7 ani, probabil un an a trecut deja, nu? Cam cât a trecut de atunci? Cam așa, s-a întâmplat în decembrie, deci... aproape un an, da. Da, da, da. Deocamdată n-am mai avut evenimente, deocamdată. Păi le-a fost de învățătură și celorlalți. Da. S-a transmis repede. Da, s-a transmis cu ajutorul dumneavoastră, deoarece... Na, trebuie, dacă nu făceam treaba asta, poate că nu se potoleau și poate că... Oricum, mulțumesc Republicii Franceze, mulțumesc Jandarmeriei, mulțumesc Poliției Municipale, cât și Naționale. Și mulțumesc, să nu fiu cu obraz cum ar veni, mulțumesc și Poliției Române că a ținut dosarul să nu se prăfuiască. Deci... Ai tu încredere că l-au șters din când în când de praf? L-au cam șters atâta timp cât nu răspundem la un e-mail. Deci un e-mail ne ia 90 de zile. Deja persoanele erau și condamnate și arestate și tot. Și ei răspundeau și mă întrebau, ne repeta și nouă problema ce s-a întâmplat. Da. Și dacă e atât de nasol în România, cum de revii cu afacere încoace? Nu, nu are treabă. Afacerea este afacere, sunt niște condiții și în primul și ultimul rând nu am uitat că sunt român. Nu am uitat că sunt român și m-am gândit și pentru țara mea să fac... Am făcut și pentru alte țări, dar și pentru România merită să ne schimbăm, merită să fim mai buni și cu ajutorul Dumnezeu. Sper să vă meargă afacerea, să aveți succes și să vreți să rămâneți sau să reveniți pe mai mult timp sau pe totdeauna acasă. Da, momentan o să rămân pe teritoriul României circa un an de zile, după... De probă, da, să vezi cum merge treaba. Da, da, da. E în funcție de activitate, în funcție de contracte. Noroc. Doresc să spun cu protecția... Succes. Vrei să mai zici ceva la final? Doresc să spun că pentru asistența socială din București și județul Ilfov, cât și pentru azilele de bătrâni, am decis astăzi să se trimită 7.000 de șampoane în formă de donații. Deci gratuite. Pentru donații. Sectorul cel al Piedone sau pentru tot municipiul? Este pentru tot municipiul, n-am făcut separări, pentru că știți cum este, dacă alegi un singur sector, spune lumea... Da. Dar nu e așa că în suburbii, în provincie, mai mult nevoie are lumea, că aici în București e bunăstare, sau crezi că o să dea celor care sunt nevoiași din București? Care este că, având în vedere comunele și satele cu care am vorbit cu domnul director, directorul meu al fabricii astăzi, ni s-a spus că e bine să le servim noi personal cu echipa noastră, să ne facem echipă și să le servim noi personal, că dacă le lăsăm în custodia primăriei, deci nu avem garanția 100%. Crezi că s-ar putea să le fure chiar? Dar nu poți să acuzi pe cineva, doamne. Să le scoată la piață, la vânzare. Asta mai degrabă. Mai spuneți. Mai degrabă, da. Bun, și când, unde, cum le donați? Da, o să vină săptămâna care vine tirurile și o să le băgăm în sala polivalentă. Am vorbit cu domnul Piedone, mi-a spus că are o sală de sport foarte, foarte mare, în care o să le ținem 24 de ore, deci până a doua zi, când vor veni celelalte camioane mici și vor încărca paleții și vor pleca în fiecare comună, destinație care aparține județului Ilfov. Sperăm 70% să finalizăm și să lăsăm, să nu pierdem pe cineva din ochi,
sau, mă rog, hărțile deja sunt făcute, colaboratorii noștri sunt de HL-ul care, și cu Cargusul care transportă aceste produse. Acum, în funcție de disponibilitatea lor, ei ni s-au pus la disponibilitate 17 mașini, momentan de la Cargus și 24 de la DHL. În momentul când vor sosi paleții, vor fi încărcați și vor fi distribuiți către primăriile care ne-au răspuns la e-mail-urile noastre și la solicitările noastre și acum sperăm să nu putem să ne ținem după fiecare în parte. Deci o parte din marfă e vândută și alta va fi donată. Da, da, da. Prima dată va veni donațiile. Donațiile pentru mine au fost cele mai importante și le-am băgat pe primul loc, pe linia de transport. Nu cred că pentru om de afaceri e mai importantă donația, mai degrabă vrea să aibă profit, să aibă venituri. Bine, veniturile nu vin din donații. De acord. Veniturile la mine nu vin din donații, vin din activitatea cu care am contracte. Deci la mine venit e un contract. De ce? Bun, succes. Noroc, ținem legătura. Ok, mulțumesc frumos și vă doresc o seară bună.